Hai mă că este ușor, nici măcar nu trebuie să ghicească rochea fetei. A întrebat pentru ce fată luptă, a spus Diana, Diana i-a spus care este rochea ei, el a luat rochea pentru că i-a arătat-o Diana și a luat-o pusă pe masa de călcat, are 3 minute să termine rochea de călcat. Nu știu cum se departajează și cine face acest lucru, cert este că mie mi se pare ușor acest task. Vlad și Andrei se pricep la călcat, mai ales că acum fetele vor spune care sunt rochile lor, deci nu cred că o să le facă probleme. Sunt curioasă să vedem cine va câștiga. Am înțeles că este un date cu aventură, cu senzualitate. Vedem ce va fi. Hai cu Doamne ajută și țineți pumnii preferaților, evident.